meci în care am reușit să-i depășim pe cei de la Vâlcea prin valoare, prin atitudine, prin reușitele individuale pe care le-au avut jucătorii noștri. Am fost o cotă candidată la promovare. Este o echipă puternică, Vâlcea. Este o echipă care emite pretenții pentru a accede în Superliga, pretenții ce eu le consider întemeiate. Urmează și a șaptea victorie consecutivă? Noi ne dorim tot timpul să câștigăm. Ne dorim să câștigăm cele trei puncte puse în joc, pentru că echipa are valoare, are condiții, are tot ceea ce este nevoie pentru a face mare performanță. Echipa pasează mai bine, jucătorii sunt prime la minge, ce s-a întâmplat? Bine, ce s-a schimbat? Cred că atmosfera este foarte bună în momentul actual. Există încredere maximă la nivelul grupului. Eu îi felicit pe antrenori pentru că au reușit să găsească formula ce le dă jucătorilor certitudine, încredere și iată că reușitele și rezultatele apar. Și tu ai reușit să aduci fotbaliști. Au fost jucători de fotbal, acum au venit și fotbaliști. Eu mi-aș dori ca tot timpul la această echipă să joace cât mai mulți fotbaliști. Sperăm să avem și resursele financiare și șansa să-i prindem pe cei mai buni să joace pentru Craiova și pentru Craioveni. În derbiurile cu echipele din Muntenia sau v-au oprit până acum 2-1 cu Slatina, 3-1 cu Vâlcea, 4-1 cu FC peste 2 săptămâni? Pentru noi cel mai important meci este cel de sâmbătă. Jucăm cu cei de la Mioveni, o echipă imprevizibilă, cu multe valori, ce ocupă un loc ce cred eu că nu-l merită. Merită mult mai sus Mioveni. Ia spune, meciul cu FC s-ar putea juca fără spectator, ce părere ai? Nu. Noi ne dorim să jucăm... Am văzut acele trei torți aruncate pe teren. Nu cred, n-am văzut acele torți, eu nu le-am văzut. Eu cred că vom juca pe Ion Oblemenco, unde vor fi foarte mulți oameni. Și cei care vor veni la acel meci vor vedea un spectacol foarte frumos, unde cel mai bun va câștiga. Sunt speculații că s-ar juca fără spectatori în altă parte. Nu, eu nu sunt de acord cu aceste speculații. Noi ne dorim să jucăm doar pe stadionul Oblemenco și sperăm să câștigăm contra tuturor celor cu care jucăm pe acest stadion. Victoria de ieri, o consider că o promovare sau... La ce vă referiți? Nu știu. Ați luat liber. Da, este un pas înainte. Acum mai mult de o lună, vă aduceți aminte că am declarat că imnul va fi al acestei echipe. Nu s-a concretizat în momentul respectiv și am avut un sentiment de jenă vis-a-vis de cei care cred în cuvântul meu. În momentul actual revin în cărți, cum se spune, mă consider un om serios și vreau să transmit atât timp cât voi fi aici seriozitate și cred că dacă toți cei care țin cu noi sunt alături de noi, vom reuși tot ce ne propunem împreună. M-au voie cei la FC să-l folosească? Noi avem exclusivitate. Dacă dânșii îl vor folosi, e treaba dânșilor. O să luați sistema? Noi... Mulțumim. Da, eu vă mulțumesc numai bine. Scuze.